1 Cronici, capitolul 16, versetul 33, să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul să zică, amin, slăvit să fie Domnul. În această seară stăm înaintea slavei lui Dumnezeu și cred că am putut să simțim cu toții slava Domnului. Cred că ne-am rugat și ne vom mai ruga. Cred că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, plângerile noastre, motivele noastre. În această seară însă, dragii mei, dați-mi voie să vă întreb, dacă noi am spus Domnului ce am avut de spus și El ne-a ascultat, dacă acum Dumnezeu are și El să ne spună ceva, noi îl ascultăm? Sau îi spunem Domnului cum fac unii pocăiți? Se pun la rugăciune, se roagă, îi spun Domnului, când Domnul să-L întoarcă să le vorbească, au plecat la treabă. În această seară, probabil și cred că și Dumnezeu are să ne spună ceva. De aceea, haideți cu aceeași inimă cu care i-am spus Domnului necazurile noastre și El ne-a ascultat, acum să ascultăm când El ne spune ceea ce are să ne spună, slăvit să fie Domnul. Eu nu vă cunosc, nu știu pe nimeni de aici din câte... Îmi dau seama, nu cunosc pe nimeni, dar Domnul ne cunoaște, de aceea pot să vorbesc cu libertate, fără să atac nici pe unul, nici pe altul. Dar este un cuvânt care Domnul mi l-a pus pe inimă, urmând ca apoi, frații, să ne îndrume mai departe și, bineînțeles, ne vom mai ruga. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, și dacă poți, te rog de acolo, de la video, să lași versetele, să nu mai pui pe mine acolo. Spune Biblia, îngăduiți pe cel mai slab. Eu vin din Buzău, de la niște bisericuțe mici. Când mă văd acolo, mă cam pierd. Și îngăduiți-mi acest lucru. Spunea Ioan Botezătorul, într-o zi au venit și l-au întrebat niște oameni, auzi, tu cine ești? Știți că dacă ne-ar întreba pe noi să spună tu cine ești? Păi numai să ne dea microfonul, că știm ce să spunem. Dar un om cu frică de Dumnezeu, care l-a întâlnit pe Dumnezeu, știți ce a spus? Eu sunt... glasul. De aceea te rog, dă-mă jos de acolo, de pe video, te rog mult. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18 spune, noi toți privim cu fața descoperită, și lasă, te rog, acest verset puțin acolo, ca într-o oglindă slava Domnului. În această seară cred că am privit slava Domnului. În această seară cred că Dumnezeu și-a arătat slava Lui în locul acesta, amin? Numai că atunci când noi privim slava Domnului, trebuie să se întâmple ceva. Și dacă aveți scripturile și mai bine, spune mai departe, noi toți privim slava Domnului și suntem... Ori deschideți Biblia, ori pui sus versetul, ori vă spun eu. Privim slava Domnului și suntem... schimbați, dragii mei, când Dumnezeu ne onorează cu prezența Lui, când slava Lui Dumnezeu se coboară în mijlocul nostru, știți ce așteaptă Dumnezeu? El nu vine doar să ne mângâie, cum era cuvântul și Domnul ne-a mângâiat. El nu vine doar să ne vorbească și Domnul ne-a vorbit. El nu vine doar să toarne un de lemn pe rană și Dumnezeu a turnat un de lemn pe rană. El când ne dă slava Lui și ne pune în față slava Lui, se întâmplă, trebuie să se întâmple ceva foarte important. Noi trebuie să fim schimbați. Și dacă nu suntem schimbați, ori n-a fost slava Domnului și a fost ca în multe biserici din zilele noastre, slava omului, a păstorilor, a slujitorilor și nu intru în detalii că nu ăsta e subiectul, ori a fost slava Domnului, dar n-am fost noi pe frecvență cu Domnul. Biblia spune că când Dumnezeu ne pune în față slava Lui, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să fii schimbat, trebuie să fim schimbați. Doamne ajută-ne! Amen. Era vorba și în cuvântul care Domnul a rostit prin glas profetic,
că unii au credință, alții n-au credință. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne învață și citesc imediat, iată cuvântul de la început despre veghiere. Să veghem. Mă duc în Evrei, capitolul 12, versetul 16. Trebuie să veghem în multe lucruri. Eu mă opresc doar aici puțin. Evrei 12 cu 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar, sar peste asta că nu acum, sau lumesc. Dar cum se poate asta? În biserică, păi nu spune să nu fii afară. Când vorbește aici, nu trimite, nu vorbește celor de afară, din birtul, din barul, din... Să nu fie între voi nimeni lumesc, vegheați. Dragii mei, tragedia bisericilor de astăzi este aceasta. Deși Dumnezeu vine și ne arată slava Lui în bisericile și m-am bucurat de biserica dumneavoastră, m-am bucurat la rugăciune. M-am bucurat de ceea ce Domnul a făcut în mijlocul dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu de mii de ori mai mult slava Lui. Dar când Dumnezeu ne pune în față slava Lui, noi trebuie să fim schimbați. Și dacă nu suntem schimbați, e o mare problemă. Pentru că s-ar prea putea să avem o credință. De 9 ani și jumătate, împreună cu soția și cei 9 copilași, soția mea a născut acum de o lună, al 9-lea copilaș, al 7-lea cu cezariană, și de 9 ani și jumătate suntem în județul Buzău ca misionari. Am vorbit cu mulți oameni, am fost și în alte locuri în țară, și oamenii spun, domnule, când îi întreb, măi, dacă mor, unde mergi? Care? Și eu am credința mea, eu nu-mi schimb credința mea. Eu m-am născut în ortodoxie, eu mor ortodox. Și le-am spus eu la mulți, nu te-ai născut nici ortodox, nici penticostal. Ne naștem oameni păcătoși, avem nevoie toți de iertarea lui Dumnezeu. Așa cum ei spun că au credința lor și noi avem credința noastră. Dacă ne uităm doar la bisericile de astăzi, cât suntem de diferiți, și nu vorbesc de biserici baptiste sau altele, bisericile noastre penticostale, într-o biserică e așa, în altă biserică e altcumva, nu intru în detalii. Dacă îi întreb, fiecare crede, bă, la mine e credința. Noi, fiecare dintre noi avem credința noastră. Ați vrea în seara aceasta să ne arate Dumnezeu credința Lui? Pentru că cu credința noastră nu vom intra în cer. Nici dacă ai impresia că e cea mai bună. De aceea spunea cuvântul Domnului, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, pe voi înșivă vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Păi de astăzi sunt multe credințe. Unul crede într-un fel, altul crede așa, fiecare credem după cum gândim noi, după cum ne-am făcut noi Biblia și am înțeles-o noi. Dar aici Biblia vorbește despre o singură credință. Oare care o fi credința aceea? Dacă ne întrebați pe noi, noi spunem, măi, noi la biserica noastră, așa cum am înțeles noi, așa credem că e credința. Ei întreb pe alții și ei spun, măi, așa cum ținem noi, așa cred că e credința. Și suntem așa de... Fiecare avem credința noastră, dar toți susținem, fiecare dintre noi susținem, noi avem credința lui Dumnezeu. Oare care o fi credința aceasta? Și cuvântul Domnului ne vorbea în Iuda, versetul 3, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința. Credința. Care credință? Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Care-i specificul acestei credințe? Dacă a fost dată odată pentru totdeauna, ea nu se schimbă. Nici după biserică, nici după păstor, nici după comitet, ea nu se schimbă, ea a fost dată odată și rămâne așa că e dată de Hristos, slăvit să-i fie numele. La pocăință, la credința dată sfinților odată pentru totdeauna, nu este ca la guvernul României. Au dat în urmă cu vreo 10 ani legea sănătății. În timp de 10 ani legea sănătății au schimbat-o de 10.000 de ori. De 2.000 de ori, spune. De 2.000 de ori. Tot le schimbă, tot le adaptează. Am văzut că acolo n-a mers, dincolo trebuie și tot pun pe ordonanțe. Dumnezeu n-are nevoie să facă asta. El a dat credința lui odată
pentru totdeauna. Și șansa noastră este, când privim slava Domnului, să fim schimbați, să fim transformați în credința lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Problema însă este, și fiecare să ne verificăm, pentru că e o seară de veghe, s-a citit despre veghiere, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1 spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Cuvântul care vi-l subliniez aici este toți. Toți, spune cuvântul Domnului aici, au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați. Când s-a dat mană din cer, toți au mâncat. Când s-a despicat stânca, toți au băut. Și eu m-aș fi așteptat, măi, dacă toți au mâncat, toți au băut, toți au fost scoși, m-aș fi așteptat să spună: toți au ajuns în Canaan. Ar fi frumos să spun așa, nu? Dar nu scrie așa. De aceea trebuie să fim veghetori. De aceea nu-i suficient că Domnul ne arată slava Lui. Vedeți? El putea în seara aceasta să se departe de noi. N-avea obligația să vină Duhul Sfânt, dar în marea Lui îndurare a venit la noi, slăvit să fie Domnul. Dar lucrul acesta ne responsabilizează și trebuie să ne facă să ne cutremurăm. Spune în versetul 5: totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Păi dacă toți au fost scoși, și dumneavoastră care sunteți aici, care suntem membri în biserică, nu toți am fost născuți din nou? Ba da. Nu toți am fost botezați în apă? Sunt convins că toți. Nu toți am fost, și dea Domnul să fim toți botezați și plini cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Când participăm la masa Domnului, nu toți luăm din aceeași azimă care reprezintă trupul Domnului Iisus? Când se roagă frații pentru o azimă, se roagă pentru o parte azimei într-un fel, Doamne, cine ia și-i vrednic să-i facă bine, dar cine nu-i vrednic să-i facă rău, nu! Noi toți luăm din aceeași azimă, dar pentru unii azima aceasta, trupul Domnului Iisus, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, știți că aduce probleme? 1 Corinteni 11, versetul 28, fiecare să se... Când stăm înaintea slavei lui Dumnezeu, haideți să ne cercetăm. Dar pe sine însuși, că noi putem spune, mă, ce cuvânt a dat Domnul pentru fratele, la fix i-a vorbit. Pentru sora s-a potrivit text. Dar Domnul ne vorbește nouă, Doamne, ajută-ne să înțelegem. Așa se mănâncă, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Același trup, aceeași azimă. Dragii mei, credința adevărată este credința care ne schimbă. Nu-i suficient, și nu vreau să fiu înțeles greșit, și nu vă grăbiți că explic imediat cu Scriptura. Nu-i suficient că am fost născuți din nou. Nu-i suficient că am fost botezați în apă. Nu-i suficient că suntem botezați cu Duhul Sfânt și dea Domnul să fim toți plini de Duhul Sfânt. Nu-i suficient că stăm la masa Domnului. Toate aceste lucruri sunt de neapărată trebuință, dar scopul final este acesta. În urmă la toate lucrurile acestea care Domnul ni le pune înainte, în urmă la dragostea și prezența lui Dumnezeu, chiar în seara aceasta aici, Domnul așteaptă să fim schimbați și transformați. Și spune aici versetul 5: totuși, după ce a zis că toți, cei mai mulți dintre ei, dintre aceia toți, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie, mă întorc în Iuda, versetul 4, după ce le scrie Iuda să-i îndemne să se lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna: s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. 5. Vreau să vă aduc aminte. Și acum ascultați, că asta este o colaborare foarte bună cu 1 Corinteni 10 cu 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri. Că Dumnezeu, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului,
Pe câți i-ai izbăvit? Pe toți i-ai izbăvit. Dar după ce i-ai izbăvit pe toți, auziți, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Să mănânci din mana venită din cer, să mănânci din prepelițe, din carnea venită direct de la Dumnezeu, să vezi semnele și minunile, să auzi glasul lui Dumnezeu pe munte, să vezi slava lui Dumnezeu și într-un final să spună Biblia, dacă ar fi spus, băi, câțiva n-au intrat, 10, 20, dar din sute de ei, din mii, poate din cât spun oamenii, 2 milioane de oameni care au ieșit, câți au intrat? 2. Eu îmi doresc din toată inima, din toți când suntem aici, toți să intrăm în cer. Dar oare cuvântul Domnului când spune că cei mai mulți n-au intrat, oare nu se aplică și astăzi? Eu nu sunt dator să spun în dreptul tău, eu sunt dator să spun în dreptul meu, să fac tot ce pot eu în viața aceasta, să mă aflu printre cei doi, printre rămășița aceea, printre oamenii aceia care spune cuvântul Domnului că au intrat, dar cei mai mulți n-au intrat. De ce n-au intrat? Spune aici, Iuda, versetul 5. În urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 1 Corinteni 10:5 spune acolo că totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Adică înțeleg eu problema celor care n-au intrat, mulți, cei mai mulți, problema a fost că n-au avut credință. Dar dacă ne-ar întreba Domnul în seara aceasta dintre noi, care aveți credință? Păi toți avem credință. Că-i credința penticostală, că-i dată Sfințul, dată totdeauna, că-i altă. Noi toți avem o credință. Întrebarea este, ai credința care te mântuie? Ai credința care te mântuie? Cum e credința aceasta? Care e specificul ei? După ce am spus că ea nu se schimbă și spune cuvântul Domnului despre Dumnezeu, că în El nu este nici schimbare, Dumnezeu nu se schimbă cum merge lumea aceasta. Păi oamenii au spus și chiar urmăream zilele acestea în America, au scos oamenii o carte, un om a scos o carte creștin, Dumnezeu și homosexualii. Și cu versete biblice împacă pe Dumnezeu cu homosexuali. Asta este imposibil. Dar oamenii zic, măi, Dumnezeu s-a schimbat acolo în Romani unde zice că s-au dedat la pofte, acolo se referă în Roma când umblau, în fine. Oamenii au ajuns să schimbe ce spune Dumnezeu. Cum? După cum le place lor. Că aici e problema și aici putem să fim prinși și noi. Revin la Iuda, versetul 4. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care ce fac? Atenție! Credința adevărată nu o schimbi tu pe ea, ci ea te schimbă pe tine. Credința falsă o schimbi și o faci cum vrei tu să-ți placă ție. Dacă vrei să te porți cu cioc, îți găsești versete din Biblie pentru cioc. Dacă vrei să te porți, cum mai știu eu câte, cu toate, nu intru în detalii, că le cunoaște și nu-i treaba mea. Am eu pe ale mele în buză. Îți găsești versete. Dacă au ajuns și oameni de care spuneau, cu versete din Biblie să spună, nu, Dumnezeu îngăde, Dumnezeu te lasă, cu cine vrei tu? Am ajuns să schimbăm credința, să o facem cum ne place nouă. Dar asta nu-i credința adevărată. Spune în Isaia 5:3, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea. Dar când ne vedeam de drumurile noastre, nu aveam o credință. Ba, aveam credință, dar nu era credința bună. Ei, de pe drumurile noastre, trebuie să ne întoarcem la credința Evangheliei. La credința lui Iisus Hristos. Credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Ai credința aceasta. Cum știu? Cum se numește? Unii spun, de exemplu, și am fost în biserică, zice, măi, dacă nu ești legat în față surorile, nu intri în cer. Asta nu e credința Bibliei. Alții spun alte lucruri și așa mai departe. Care e credința adevărată?
Oare ce vă învață frații îi credința adevărată? Oare ce ai primit tu? Am întâlnit în Buzău când m-am dus frați care spuneau, frate, noi așa am primit. Păi, dacă ai primit greșit, spune în 2 Timotei capitolul 3 cu 15 și 16, acolo spune, toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte. Păi dacă n-ai primit bine, nu ține de ce n-ai primit bine. Întoarce-te la credința adevărată și las-o să te schimbe. Tit capitolul 2, versetul 11, dacă nu mă înșel, spune cuvântul Domnului așa, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și la dumneavoastră a fost arătat. Dar harul acesta pentru unii doar bucurie. Harul acesta astăzi pentru oameni, pentru tineri, de exemplu, pentru bisericile acestea noi, pentru curentul acesta nou, harul acesta nu te învață nimic. El doar îți dă bucurie. Vii la biserică, nu contează ce ai făcut, nu contează cum ai trăit. Când vii la biserică, acolo în față e o echipă, o trupă de închinare, așa zic, trupe de închinare. Se sting lumine, se aprind din tavan niște reflectoare și dintr-o dată coboară Duhul Sfânt. Oare o fi Duhul Sfânt? Eu vă spun că e un Duh, dar nu-i Duhul Sfânt. Credința adevărată trebuie să te schimbe, nu să o schimbi tu pe ea. Astăzi au ajuns oamenii să promoveze, se promovează pe internet tot felul de trupe în țara noastră, tot felul de închinări. Păi frate, dar Dumnezeu se uită la inimă, nu se uită la cum te îmbraci. N-are nimic cu Dumnezeu cu te îmbraci, te îmbraci cum vrei tu. Veni cineva în evanghelizare în Buzău și, mă rog, s-a legat de ceva și a zis, eu nu predic Evanghelia textilă. Și am zis, bine că o predică Pavel, tu nu o predici. Nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu cum ne place nouă, cum vrem noi. În Buzău de 9 ani de zile am avut mari probleme cu muzica, în mod special între frații romi. Nu intru în detalii. Dar am ajuns scos afară, așa mai departe. Păi da, eram odată la o seară de priveghi, murise cineva și au venit niște oameni, frunce frați care au cântat și îl cotesc pe un frate, nu-i spun numele. Zic, frate, așa au cântat și apostolii. S-a supărat pe mine. Și în seara aceea au cântat cum au vrut ei, cum le-a plăcut lor, au predicat. Din curtea aceea, eram, deja slujeam acolo de câțiva ani, s-au pucăit puțin oameni, dar în seara aceea toți s-au predat. Frații cu telefoanele filmau, ziceau, măi, așa ceva n-a fost de când suntem noi. Eu m-am tras undeva în spate și am zis, Doamne, eu n-am înțeles pocăință. Eu n-am înțeles pocăință. Dacă ăștia toți s-au pocăit, eu-s greșit. Numai că n-a trecut numai o zi, ca a doua zi duminică sau a treia zi duminică, unul n-a venit la biserică, unul n-a rămas, toți s-au predat. Și spunea, vezi frate, dacă ne-ai lăsat să cântăm cum le place lor, uite, așa cu instrumentație puternică, au cântat, am zis acolo, Doamne, dacă eu scap cu urechile întregi, numai harul tău. Și au cântat. Și îmi spune, frate, vezi, numai așa poți să-i atingi pe frații romi, dacă îi lași cu... Și am zis, mi-a dat Domnul cuvânt și am zis, dacă ceea ce spui tu e adevărat, Domnul Iisus și apostolii n-ar fi avut nicio șansă la frații romi, că nu au avut instrumentația asta, nici muzica voastră. Nu ne încurcăm noi, dar am făcut Biblia să sune cum ne place nouă. Avem credința noastră, cu credința noastră nu intrăm în cer. Dar dacă ne întoarcem la credința adevărată, dată Sfinților, odată pentru totdeauna, și dacă lăsăm să facă în noi ceea ce face credința adevărată, atunci avem șanse să intrăm în cer. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce face credința adevărată? Tit, capitolul 2, versetul 11. Ia, harul lui Dumnezeu a fost arătat și aduce mântuire pentru toți oamenii, deși nu toți vor fi mântuiți. Și versetul 12 zice, și ne învață. Păi, dar harul astăzi nu mai ne învață. Harul ne place astăzi, harul care ne lasă să facem ce vrem noi. Am fost plecat cu fratele meu un timp în urmă în America
numai 2 ani, dacă nu mă știu, sau un an, și întrebam acolo pe, lucram pentru o firmă de acolo, și întrebam pe un frate păstor, frate, la voi în biserică, aici așa, în zona asta, în America, mai puteți pune deoparte pe cineva? Când se întâmplă? Că au greșit, trebuie pus deoparte, oprit. Și frate, nu mai poți să pui pe nimeni. Dacă l-ai pus deoparte, și ia familia, pleacă la altă biserică. Dumneavoastră, vă place când frații vă mustră? Ne place la rugăciune. Dacă în Domnul ne mustră, ne place? Amin. O zis păstorul care mustră. Hai să spun Proverbe, capitolul 6. Și după asta spuneți amin și dumneavoastră, dacă vreți. Proverbe 6, versetul 23. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt... Vă place mustrarea? Amin. Acum, da. Pentru că harul trebuie să ne învețe. Și când harul ne învață, dați-mi voie să vă spun, nu ne convine. Nu ne place, ne supărăm. Numai săptămâna aceasta și ceea ce a vorbit Domnul, vreau să mărturisesc, așa este. Numai săptămâna aceasta am avut niște lupte și niște probleme. Am zis, Doamne, nu știu ce să mai fac. Pentru că ne învață harul, dar parcă avem urechi, dar n-auzim. Avem urechi, dar n-auzim. Și atunci mă întreb eu, oare nu ne-a învățat harul? Sau nu vrem noi să învățăm? La un moment dat era Domnul Iisus supărat, știți, din Scriptură, citesc doar din Marcu, capitolul 8. A vorbit de atâtea ori și sunt, de exemplu, în Matei, când a vorbit despre pilda semănătorului, le-a spus, vouă v-a fost dat să cunoașteți, lor nu le-a fost dat, rămân doar la Marcu 8, versetul 15, 14. Ucenicii uitaseră să ia pâini, cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă, le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor, de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau printre ei, fiindcă n-avem pâini. Când Domnul îți vorbește despre lucrurile Lui, tu înțelegi ce spune Domnul. Dacă Domnul spune, vreau să-ți dau o binecuvântare, ce ai în mintea ta imediat? Bani. Corect, bani. Se văd deja cu vile, cu etaje, cu mașini, conturile pline. Și Domnul zice, vreau să-ți dau o binecuvântare. Oare dacă te-ar duce Domnul în Buzău, mi-a vorbit Domnul un timp în urmă, zice, te-am îngăduit să-ți îndoi spatele, să capezi pe spate. Auzi, binecuvântare. Păi dacă m-ar întreba Domnul pe mine binecuvântare, eu aș ști să-i spun Domnul, Doamne, asta nu-i binecuvântare. Astea-s binecuvântări, s-o capesc pe spate? Asta nu-s binecuvântări? Ba da-s binecuvântări, că a spus Domnul cuiva. Și fiecare suferință, fiecare lovitură va fi un diamant în coroana ta în cer. Auzi? Auzi ce binecuvântări vrea Domnul? Să fii scuipat. Păi și binecuvântări astea, Domnule? Să fii batjocorit. Tu te mai lasă, mă, astea. Înțelegem? Și n-au înțeles. Și le spune Domnul Iisus, versetul 16, se gândeau, ziceau, fiindcă n-avem pâini. Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? 17, tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită, aici e problema. Inima împietrită. Inima împietrită, harul nu poate schimba. Dimpotrivă, inima împietrită schimbă, ia harul cum vrea el. După ideile lui, după mintea lui. Aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți, nu vă aduceți aminte? O pagină în urmă, 6, cu 51, s-a suit în corabie, i-au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Dumneavoastră, când ați venit în Belgia, Domnul v-a vorbit să veniți. Eu nu știu și nu-i treaba mea, eu doar vă întreb, fiecare vă răspundeți. Spunea un frate și bine i-a zis, interesant că pe cei mai mulți Domnul îi cheamă din România înspre vest, dar înspre est mai nimeni nu mergem. În India, am fost de două ori în India un timp. În India, cu ani în urmă, încă nu eram încă în Buzău, au venit niște frați de la Arad, eu sunt de la Betel, de la Arad, și când au ajuns acolo, frații au cântat, s-au bucurat. Au spus, fraților, mergem acasă, vorbim cu soțiile noastre, ne mutăm în Buzău.
A zis, bă, să umple Buzău de misionari. Au ajuns acasă, au vorbit și s-a încheiat. Pentru că... Da, dar n-am zis-o eu. Pentru că credința am ajuns să o schimbăm cum vrem noi. Să o facem să sune cum vrem noi. Dar credința adevărată este credința care te schimbă ea pe tine. Amin. În această seară, acesta e cuvântul care am simțit, am tot frământat aici. Am văzut cum vă bucurați, sunt predicator de multe ori când să spunească, e așa de frământat. Nu mi-aș permite să vă răpesc jumătate de oră din timp să nu vă spun nimica. Credința adevărată te schimbă. Și cum te schimbă? 1 Ioan capitolul 2 cu 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus? 2 Corinteni capitolul 3, citeam versetul 11. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip, nu al cultului penticostal. Iertați-mă, fraților! Uitați-vă la 100 de ani de penticostalism. Mai arată bisericile noastre cum arătau acum 80 de ani? Dumneavoastră vă imaginați că bătrânii noștri, bunicii, străbunicii noștri au putut duce pocăința fără YouTube? Cum au putut să o ducă? Noi nu putem fără YouTube. Dacă n-apărem pe YouTube, dacă nu punem acolo, dacă n-ascultăm câte o predică în fiecare zi. Băi, dar au dus-o frații noștri, numai că au dus-o. A ajuns până la noi. Și noi astăzi cu YouTube-ul și cu toate mă tem că nu mai merge nici 20 de ani. Frații mei! De ce? Pentru că ei au avut cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem predici, dar ei n-au avut predici. Unde ați văzut dumneavoastră acum 80 de ani doctor în teologie și prezintă, reverend, doctor, în fine. Unde ați văzut? Nu erau! Era câte o fată și acolo în față. Dar era puterea de schimbare a lui Dumnezeu. Puterea care credința adevărată schimbă, transformă. Și oamenii au văzut, măi, ceva e la ei. Nu-ți predici extraordinare, nu. Dar acolo când se roagă, măi, am simțit un cutremur, am simțit. Și Duhul Sfânt lucra, slăvit să fie Domnul. Parcă astăzi nu mai putem. Parcă astăzi nu mai putem fără toate aceste lucruri. Bine ar fi să ne vedem noi mai puțin, ca să se vadă Dumnezeu mai mult. Eu sunt un glas care strigă în pustie. Da, Ioane, ce, cum adică un glas? Spune și tu ceva despre tine. Trebuie să dăm un răspuns. Atâta, sunt un glas. Nici măcar n-am video, nici măcar nu mă văd, nu trebuie să mă văd. Eu sunt un glas. Dar în viața lui Ioan s-a văzut Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Ai credința aceasta. Te-a schimbat credința după modul de gândire al lui Dumnezeu? În vremea noastră, și mă îndrept puțin către tineri, imediat o să închei, mă îndrept puțin către tineri, în vremea noastră, dragii mei tineri, sunteți supuși la unele dintre cele mai mari presiuni în ce privește credința. În jurul nostru se deschid biserici, în România se deschid biserici, frați plecați din biserici penticostale, nu le dau nume că așa am destule probleme. Merg deschid biserici, s-a deschis o biserică în Timișoara, plecată dintr-o biserică, nu contează, au pe fratele Rico. N-ați auzit de fratele Rico? Când vii la biserică, fratele Rico te întâmpină. E o mascotă, un tânăr îmbrăcat în mascotă. Eu a zice, mă, în numele Domnului te eliberez de mascota aia, să fii liber. Nu? Îi vine acolo și când vii, te întâmpină. Dacă vii cu copilași, îți dă bomboane. Asta e biserica care atrage pe tineri. Și singura noastră șansă este să păstrăm ce spunea fratele aici, în seara aceasta, prezența Domnului. Că dacă ei vor simți prezența Domnului și dacă vor pleca să vadă cum ei, își vor aminti. Acolo în biserică, când se rugau frații, simțeam ceva. Acolo în biserică se vindecau bolnavii. Acolo în biserică se cobora Duhul Sfânt. Pentru că credința trebuie să ne schimbe. Pe dumneavoastră v-a schimbat sau o schimbăm noi pe ea? Dacă nu ne schimbă, dacă credința pe care o ai nu te schimbă, nu ai credința bună. Întoarce-te la Dumnezeu să-ți dea credința bună. Dă-mi voie să te întreb, ți-a schimbat Dumnezeu modul de vorbire? Atunci, aici toți sunteți pocăiți.
Aici toți suntem pocăiți. Am biserică, suror, la biserică, atunci când predic, dă așa din cap, frate, așa este, așa este. Și eu știu ce fac acasă, că mi-au spus-o ceilalți din jur. Și... Dar la biserică se roagă, aleluia, bucuros. Nu e suficient. Acasă te-a schimbat Duhul Sfânt. Amin. Modul în care vorbești te-a schimbat Duhul Sfânt. Atunci când vorbești cu soția ta și spui, nemasa, spui, te rog frumos. Știți că au venit tinerii din ceata prorocilor la Elisei și au spus, auzi, rogu-te, coboară-te cu noi. Eram în Africa o lună și urmă, sau două luni în urmă și am avut acolo cu frații o sesiune cu familie și le-am întrebat pe femeile de acolo, undeva, într-un sat acolo, uitat de Dumnezeu, de oameni acolo în munte. Și am întrebat pe femeile acelea, auzi, când vin bărbații voștri acasă, vă spun, te rog frumos, sau când se scoală de la masă, spune, mulțumesc frumos. Au început să râde. A, era clar. Dar noi, pe noi ne-a învățat pocăință. Să vorbim frumos, rogu-te, să spui mulțumesc frumos, să spui mulțumesc pentru mâncare. Pocăința trebuie să te schimbe. Credința trebuie să schimbe modul de vorbire, modul în care reacționezi. Noi toți suntem pocăiți frumos la biserică, aici niciunul nu strigă numai către Domnul, noi strigăm frumos la rugăciune, dar acasă mai strigați la soție, la soția, la soț, dar la copii mai strigați? Eu am 9 copii, eu știu ce înseamnă. Dacă le dai tabletă, ai o pace și o liniște în casă. Dacă le-o iei, în 5 minute îi păsă toată casa pe dos. Și când vrei să vorbești, nu te mai auzi de ei, trebuie să... Te-a schimbat Dumnezeu. Vă dau un exemplu și o să închei apoi. Doi Petru, capitolul 2, versetul 22. Vorbește despre oamenii care au venit la pocăință, uite mai sus, 20. După ce au scăpat de întinăciunile lumii, ei, atenție, nu vorbește de oameni care pierduți în păcat. Oameni care au scăpat de întinăciunile lumii prin cuvântul, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși, sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase, trec peste asta că dacă mai mâncați în seara asta să nu vă strip pofta de mâncare, și mă opresc la a doua. Scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Să nu spună cineva că am mai pățit, că v-am făcut pe careva porc sau ferească Domnul. Dar Biblia, Apostolul Petru ne dă acest exemplu și zice așa. Dacă acum dumneavoastră ați venit în Belgia să scăpați de porci și de munca aceasta. Eu lucrez în programare de 12 ani de zile și mi-am luat și eu niște capre. Atunci am alergat după ele pe la vecini, în fine, caprele sunt capre, nu le schimbi în veci. Și eram și mai slab atunci, că am alergat după dealuri pe ele. Și acum am niște porci, puțin, dar am fost cu copiii. Și într-o zi când m-am dus, am spălat vasul în care le puneam apa și era cald tare, apa am aruncat-o jos. Și am spus, uitați-vă ce fac porci. După ce am aruncat apa jos și s-a făcut acolo puțin noroi, ce au făcut? S-au aruncat în noroi. N-au alunecat, nu din greșeală, pe o parte și pe alta, plăcerea lor acolo în mocir la ea în noroi. Acum, imaginați-vă că aveți acasă un astfel de porc și îl luați, după ce s-a murdărit tot, îl luați, luați furtunul și îl spălați bine, 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 bine. După ce l-a spălat și curat, lucește, îl și ungi, poți să-l ungi, să spui că e penticostal, ce vrei tu, poți să spui ce vrei. După ce îi dai drumul, ce face? Păi dar l-ai spălat, l-ai uns, poți să-i spui, auzi, te rog frumos, nu te mai întoarce, uite, te-am spălat, ești curat, nu-i porc în tot satul meu ca tine, nu te mai întoarce acolo. Ce faci când îi dai drumul? În apa care, cu care l-ai spălat se duce și se bălăcește înapoi. De aceea, dragii mei, nu-i suficient să fim spălați de păcatele noastre. Pentru că cine-i spălat, dar nu-i schimbat, se va întoarce înapoi în mocirlă. Așa spune aici, scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocir. Dar hai să luăm un alt animăluț.
Mâța pisică, eu nu le suport, vine la mie pătrasă și fac probleme. În fin. Ați văzut vreo pisică să se tăvălească noroi? Ați văzut? Și dacă e noroi și a plouat, ea fuge, se dă așa printre ele, se duc, și dacă s-a murdărit, se urcă undeva și se curăță. Niciodată nu poți să vezi o pisică din asta că de bună voie se tăvălește noroi. N-ai cum să vezi. Care e diferența între cele două? În firea lor e diferența. Și acum dați-mi voie să vă spun că între ei eram noi toți odinioară. Când trăiam, spune Apostolul Pavel, după mersul, și știți. Întrebarea este, a luat în tine acum natura nouă, a luat chip în tine noua natură? Știți cum o numește Biblia? Tot Petru, 2 Petru 1, versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași? Frații mei și surorile mele, dacă aici Domnul vă umple cu Duhul Sfânt, dacă Domnul îți dă prorocii, îți dă tot ce ai nevoie, dacă nu ajungi părtași firii dumnezeiești, cu niciun chip nu vei avea parte în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că prorociile, rugăciunile, cântările, predicile, toate au un singur scop, să ne facă, să ne ducă pe drumul acesta de a fi părtași firii dumnezeiești. Să ia Hristos chip în noi. În seara aceasta ai luat niște hotărâri? Nu-i prea târziu, vei lua niște hotărâri? Imaginați-vă că am putea inima unei, firea unei astfel de pisici să o transferăm într-un porc. Nu se poate, dar imaginați-vă că s-ar putea. Dintr-o dată animalul acesta care înainte îi plăcea, de bună voie intra acolo, acum se uită la groapa aceea și spune acolo, se uită la frații lui care se bălăcesc. Și spune, acolo eram și eu odinioară, dar nu mai îmi place. Ce s-a schimbat? S-a schimbat firea lui. Înainte îi plăcea, dar pentru că în el a fost pus o altă fire, născut din Dumnezeu, aleluia, născut din apă și din duș, și apoi spune Dumnezeu, născut din Dumnezeu, părtaș firii dumnezeiești. Și spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8, versetul 8. 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, atenție, nu că n-ar vrea, nu poate să se supună, frații mei, am stat ore întregi cu frați din biserică, am stat la telefon, am stat la consiliere, am adus la unii toate argumentele care am știut și după două ore, zero, și am zis, Doamne, n-am explicat destul de bine, n-a fost destul de clar. Și Domnul mi-a descoperit lucrul acesta. Ba da, dar nu poate înțelege. De ce? Nu-i firea dumnezeiască. I-aș întreba pe frați, dar știu răspunsul. La dumneavoastră sândește. Oameni care au venit, care cântă, care se roagă, dar oare care n-au ajuns încă părtași firii dumnezeiești. Aici e tragedia. Și cu unii, dragii mei, stăm și spune, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12, 13, vorbind despre ele, nu cu vorbirea de la înțelepciunea omenească, cu vorbirea de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești, tu ai ajuns să ai vorbirea duhovnicească. Dar omul firesc, atenție, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu și stai la unii și le explici și mergi în familie și le explici la amândoi și după ce le-ai explicat tot ce ai știut, nimic. Și nu, am zis-o săptămâna asta cu o soră, i-am spus, eram cu frate, frate, spune tu că nu mai știu ce să-i spun. Vorbim, explicăm lucrurile duhovnicești, dar pentru că sunt oameni firești, nu că n-ar vrea, nu pot să le înțeleagă, scrie aici. Omul firesc nu primește, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu că nu vrea, nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. De aceea omul firesc nu poate înțelege mustrarea. Păi mă frate, păi eu vin la biserică să mă bucur. Păi eu vin la biserică să mă simt bine. Tu m-ai mustrat? Dar tu când mergi la doctor, mergi să te simți bine, mergi să te bucuri acolo?
Păi merg că nu te simți bine, dar te vei simți bine după ce doctorul taie, că merg la dentist. Merg la dentist, mă, ce mai face doctorul? N-am nimic, dar mă duc să mă face el. Păi zic că mă ieși afară ca-mi pe altul. Merg că te doare ceva. Și când începe acolo până în creier se suie, simți că nebunești, dar după aceea nu te mai doare. Cuvântul lui Dumnezeu mai întâi trebuie să aducă mustrare. Roman capitolul 14, versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Știți ce le place azi la frații penticostali cel mai mult? Mâncare și băutură. Nu mai e timp, că am zis că închei. La anunțile care sunt astăzi, erau așa acum un timp, s-a ajuns la anunțile noastre. Am văzut și am zis că nu mă mai miră nimic, dar ceva m-a mirat. Când am văzut într-o biserică penticostală din România, s-a dat și live, mai bine să dădea jos de acolo, mirele cu părul până aici. Și aveam pe cineva acolo din neamul extins, o soră care și dirija acolo și zic, mă, a fost mirele mai pocăi ca tine, a avut părul mai lung ca tine. Dar nu spune Biblia că e rușine. Și am zis, mă, dar nu i-a spus păstorul. O zic că eu zic, dar nu a ascultat. Păi dacă nu a ascultat, îi face mult, ce problemă? Da. Pentru că oamenii aceștia nu se lasă schimbați. Ei vor să ne schimbe biserica noastră. Vor să schimbe ei regulile de aici. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață. Ne învață să vorbim o vorbire nouă, ne învață să iertăm, poți să ierți. Fie ușor să ierți. Omul schimbat de Dumnezeu, spune în 1 Ioan în capitolul 3, că omul schimbat de Dumnezeu, versetul 3, oricine are nădejde aceasta, care nădejde, că într-o zi vom fi cu el și ca el, ce face? Se curățește. De ce? În el a intrat o fire dumnezeiască. Firea dumnezeiască nu suportă păcatul. Tu suporți păcatul. Dacă ai păcătuit cu ceva, câtă vreme trece, cât timp îi trebuie Duhului Sfânt să te convingă să mergi la mărturisire? O zi? O săptămână? O lună până la cină? Că vine cina, trebuie să mergi, că asta este. Un an? Așa ne putem verifica. Dacă în mine a luat ființă firea dumnezeiască, eu nu mai suport păcatul. Cine are nădejde aceasta că într-o zi va fi cu el și ca el, se curăță cum? După cum el este curat, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, slăvit să fie Domnul. Dar zice mai departe, cine păcătuiește, opt este de la diavolul, Fiul lui Dumnezeu s-a dat ca să nimicească lucrările diavolului, oricine e născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne. Atenție! Și nu poate. Tu poți păcătui. Dacă poți să păcătuiești, fă-ți o verificare adâncă. S-ar prea putea să n-ai credința adevărată. Credința adevărată ne schimbă ea pe noi. Credința adevărată ne transformă după chipul lui Dumnezeu. În toată viața noastră, în modul nostru de gândire, spuneam despre Esau, lumesc, curva sau lumesc ca Esau. Dumneavoastră, în modul în care gândiți, în modul în care vedeți lucrurile, v-a schimbat Dumnezeu, v-a schimbat credința. Mă șochez când surori tinere din familiile noastre vin și întreabă ce aș putea să fac să n-am copii. Înainte de căsătorie, deja asta e frământarea lor. Nici să nu supăr pe Domnul, dar să n-am copii. Și apoi, corect, meargă la călugărie. Și apoi sunt sfătuitori, sunt sfătoși din ăștia. Soția mi-a făcut medicina 6 ani la Arad. A venit o soră în Buzău, două clase. În fine. A venit și a început să o sfătuiască ce ar trebui să facă să nu mai aibă copii. Noaptea minții. Păi, dar noi nu facem copii că nu știm ce trebuie să facem ca să nu mai avem. Noi lăsăm să vină planul lui Dumnezeu că îl iubim pe Domnul. Și așa am înțeles. Credința trebuie să ne transforme mintea. Dumneata, când vine un copil în familia mea tale, te bucuri? Zicem Psalmul 127. Iată, fie sunt o...
Cum, când te bucuri mai mult? Dacă auzi că îți vine al șaptelea copil sau că ai câștigat 1 milion de euro? Ce-a murit nu știu ce, unde, pe nu știu unde și s-a rămas toată averea lui. Zice Biblia, fiii sunt o moștenire. Știți cum înțeleg? Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Știți cum înțeleg eu? Se uite Dumnezeu la o familie și zice, îmi place de ei, îmi place de ei, îi văd. Ce aș putea să le fac? Cum aș putea să-i răsplătesc? Ei, dacă ne-ar întreba pe noi, știu noi. Am ști ce să-i spunem Domnului. Și Domnul zice, știu ce fac. Le dau un copil. Când află soțul, îmi spunea un frate, a murit. Fratele Bârsan, am zis, ai o soră și i-a zis, frate, soțul meu, când îi spun că sunt zăcinată, doarme pe covor. Fratele a spus, măi, prea târziu, că doarme înainte de aia. De ce? Că încă avem gândirea din lume. Ce-am putea face să... Păi dar e greu. Păi dar nu mai ai timp de machiaj, de tine. La noi, o soră, înainte să înțeleagă învățătura, avea timp de cafeluță cu vecina, în fiecare dimineață au venit copiii, zis, frate, nu mai am timp de nimic, slăvit să fie Domnul, te-ai pocăit. Domnul ne ajută, frații mei, Domnul nu ne ajută să ne fie bine aici. Vacanțe, să ne simțim bine, mergem, Domnule, concedii. Nu, Domnul ne ajută să ne fie bine dincolo. Și ca să ne fie bine dincolo, uneori Dumnezeu te va lovi aici. Dar pentru binele nostru, slăvit să-i fie numele. Dar numai oamenii duhovnicești vor înțelege această înțelepciune a lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta, amin.